2018 a fost plin de evenimente în județul Arad. Fie că vorbim de accidentul de pe podul din Nicălaca, accidentul în care și-au pierdut viața doi tineri suporteri ai Iutei, fie că vorbim de partida de sex din localitatea Pecica, fie că vorbim de gala de box organizată la Sala Polivalentă din Arad, acestea au reprezentat câteva puncte de refer ale anului 2018. Haideți să privim împreună care au fost cele mai importante 5 momente din acest an în Arad. Accidentul în care și-au pierdut viața doi tineri suporteri ai echipei de fotbal UTA a avut loc în cursul serii de 25 octombrie. Patru tineri, cu vârste cuprinse între 21 și 25 de ani, se aflau în mașina care a zburat de pe pasajul din Micălaca. Doi dintre ei, Bogdan Mihoc și Bogdan Moisil, au decedat pe loc. Tinerii se întorceau de la sala polivalentă Victoria, acolo unde au repetat coreografia pentru o partidă din Liga Secundă de fotbal. Din cauza vitezei, Bogdan Mihoc, cel care se afla la volanul autoturismului, a pierdut controlul volanului, a rupt câțiva parapeți și a plonjat în gol de la 9 metri. În această seară, un autoturism în care se aflau patru tineri cu vârste între 21 și 24 de ani se deplasa din cartierul Micălaca înspre Podgoria, iar pe pasajul Micălaca, conducătorul auto a pierdut controlul asupra autoturismului și s-a răsturnat de pe pasaj la o înălțime de aproximativ 9 metri. În urma evenimentului rutier a rezultat decesul a doi tineri ocupați în autoturism, rănirea gravă a unuia și rănirea ușoară a celui de-al patrulea. Un alt subiect fierbinte a fost cel legat de partida de sex dintre doi minori, act consumat în orașul arădean Pecica, într-o clădire aflată în construcție. În cursul lunii martie, doi copii în vârstă de 13 ani, elevi la grupul școlar Gheorghe Lazar din Pecica, au fost filmați în timp ce întrețineau raporturi sexuale anale și orale. La acea vreme, Ziar de Arad și NCN prezentau în exclusivitate filmarea actului sexual de la Pecica. Cazul a ajuns în atenția parchetului, însă din pricina vârstei, protagoniștii nu răspund din punct de vedere juridic, motiv pentru care s-a decis clasarea cauzei. Cazul furtului de medicamente de la spitalul TBC a reprezentat un alt subiect aflat în atenție. O asistentă angajată a secției de pneumologie din cadrul Spitalului Județean Arad a furat 74 de fiole de amicozit, un medicament folosit în tratamentul bolnavilor de TBC. Furtul a fost descoperit de o colegă a asistentei care s-a văzut în situația de a nu mai avea medicamente pentru a le administra bolnavilor. În urma scandalului declanșat, asistenta vinovată de furt a dus înapoi 14 fiole, însă nu a mai spus nimic de celelalte 60. A recunoscut în fața comisiei de anchetă că luase acele fiole, însă nu a explicat ce a făcut cu ele. Conducerea spitalului a decis sancționarea asistentei cu tăierea salariului pe 3 luni. În urma investigației, Comisia de Disciplină a dispus sancționarea asistentei în cauză cu scăderea salariului. În urma analizei Comisiei de Disciplină, s-a dispus sancționarea angajatei cu 10% din salariu pe o perioadă de 3 luni. De asemenea, o altă măsură luată tot de către Comisia de Disciplină împreună cu conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad a fost trimiterea cazului mai departe către Inspectoratul de Poliție Arad. S-au întâmplat și lucruri bune în Arad. Cândva exista o cabană mare în județul Arad pe care oamenii au numit-o Căsoaia, un loc de vis cu brazi în jur și piscină. Era mereu plină de turiști, iar în jurul ei se desfășurau diverse activități. A fost inaugurată în ziua de Rusalii a anului 1935 și a dispărut cu totul în urmă cu 4 ani. Aproape de locul în care ani de zile Căsoaia a deschis ușa turiștilor, acum a fost construită pe fonduri europene o casă care poartă numele de Casa Verde. Nici sportul nu a lipsit din municipiul din vestul țării. Gala campionilor la box a fost evenimentul sportiv numărul 1 desfășurat în Arad în cursul anului 2018. 5 români, printre care și arădeni, au făcut spectacol la Gala Campionilor, eveniment ce s-a desfășurat pe parcursul a 5 ore la Sala Polivalentă din Arad, în prezența a mii de persoane. Prin această competiție, organizatorul Ruben Stoia a reușit să repună boxul la loc de cinste pe harta sportivă a României. De aici, de la Arad, vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă dorim un început de an cât mai bun.